Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre utilitatea implantului dentar cu domnul dr. Corrado Cazacu, medic stomatolog. Corrado, să te rog să ne explici ce înseamnă implantul dentar. Implantul dentar este un dispozitiv artificial, să zicem că e popular vorbind de forma unui șurub, care se inseră în osul maxilar, acolo unde nu avem dinți și vrem să avem dinți fixi, da? Și rezolvă o serie de probleme care cauzează edentația, adică lipsa dinților în gura pacientului. Sunt situații cum ar fi când se produce un traumatism și acel dinte trebuie extras. Sunt situații... Adică un accident care a fisurat sau a rupt dintele exact, respectiv. Accidente de circulație, accidente sportive, accidente de muncă, diverse. Da? După aia putem să vorbim și de o anumită patologie, cum e boala parodontală. Da? Boala parodontală bine cunoscută. Care... A dinților sănătoși, frumoși, dintele nu e cariat, dar ajuns să-l pierzi. Exact, cum se spune și boala dinților frumoși. Ce înseamnă e de fapt afectarea țesutului de susținere a dintelui în os, da? Și care pierde osul din jur și după aia ajunge să fie extras. Ei, și în acea situație putem să venim cu acea rădăcină artificială pe care după ce o inserăm și o lăsăm să se integreze, da? Implantul dentar, venim peste o anumită perioadă cu coroana dentară. Hai să spunem de ce este util implantul dentar. Tu poți să ai un dinte lipsă, poți să ai mai mulți dinți lipsă. Să explicăm un pic de ce este important ca acolo unde ai dintele lipsă să pui implantul dentar. Păi ar fi un avantaj pentru că mai nou acest protocol de inserare a implantului s-a integrat destul de bine în cabinetele de medicină dentară. Nu mai facem acele punți în care afectăm și frezăm din dinții vecini ca să restabilim lipsa unui sau mai multor dinți. Și asta ar fi avantajul, că păstrăm în primul rând dinții. În al doilea rând păstrăm și din nou căpătăm eficiența masticatorie, recăpătăm aspectul fizionomic dacă vorbim de un dinte din față. Da? Și trei la mână mai e și chestia că dacă locul ăla în care a fost un dinte și s-a pierdut, rămâne gaură, osul din acea zonă se atrofiază din ce în ce mai mult, asemănător unui mușchi. Da? Care, deci dacă moare nu e antrenat, practic, exact, ceea ce nu e se atrofiază și... Plus că și dinții din jur pot exact migra, adică dintr-un dinte sănătos devine un dinte care migrează Sunt și îl poți pierde. Aceste consecințe de migrarea dinților spre spațiul de lipsa dintelui. Da. Bun, și iată de aceea este util implantul dentar, care spuneai rezolvă fix problema din acel loc unde avem dintele lipsă, fără să afectăm dinții din jur, ceea ce mie mi se pare foarte important. Da. Ca etape pregătitoare se fac anumite investigații înainte să vezi dacă ai os suficient, da, calitatea osului. Cum te pregătești pentru un implant dentar? Este foarte important să punem un diagnostic corect din prima, diagnostic care se bazează pe anumite investigații. În primul rând, investigația analize generale de sânge și investigarea stării generale de sănătate. Ulterior avem și acele examinări imagistice, radiologia sau computerul tomograf, care ne dă imagini bidimensionale sau tridimensionale în cazul computerului tomograf, în care analizăm dimensiunea osului, adică înălțimea sau lățimea. Dacă ai suficient os care să-ți permită montarea implantului. Dacă nu e suficient os, vii cu adiție osoasă sau ce? Exact, trebuie să venim și cu acea refacere de os. De ce avem nevoie de această analiză? Pentru că știm că implantul dentar are nevoie de o lungime minimă și de o lățime minimă în dependență de zonă, reziste. Ca să reziste, exact. Și de aia analizăm de la început pe computerul tomograf și dacă e cazul, venim cu această augmentare sau refacere de os care rezolvă problema acelei lipse și putem să inserăm implantul în acea zonă. Sunt dureroase toate aceste etape până montezi implantul și apoi coroana. Dacă există și posibile reacții secundare, adică organismul să-ți respingă implantul? Să știm că implantul dentar este făcut din titan, care este un aleaj, un metal de fapt, care este foarte, este, bun. Da, foarte bun și este biocompatibil, adică nu dă reacții adverse. Adică nu pot crea complicații acolo în jur și nici organismul să respingă implantul este dacă este material montat corect și din material de calitate din titan. Exact, este un material neutru, inert, adică nu interacționează cu organismul uman, adică dacă îl punem acolo și rămâne integrându-se.
Cum are loc această procedură? Se folosește și anestezie, care în 2018 deja a evoluat foarte departe. Și e bine că mergem la medicul stomatolog fără să ne mai temem de durere. Da, și avem o soluție anestezice foarte bună, de care ne dă o anestezie foarte bună și nu simțim nimic. Plus mai avem și în echipă și medicul anestezist, care se ocupă și de o sedare intravenoasă, care calmează pacientul, care va fi detașat cumva de tot ce se întâmplă în timpul actului operator, acele vibrații, acele zgomote care se produc, e normal să se producă în timpul intervenției. Deci spui că nu este nimic dureros dacă utilizăm materiale de calitate, nici reacții adverse. Deci iată că implantul dentar poate fi o soluție salvatoare atunci când pierdem unul sau mai mulți dinți. Îți mulțumesc pentru sfaturile date, Corrado. Dragii mei, iată că astăzi am vorbit despre implantul dentar. Nu ezitați și mergeți la medicul stomatolog dacă aveți o astfel de problemă. Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!